Doi migranți au murit înecați în Dunăre și 5 sunt azi dispăruți după un naufragiu petrecut în 8 septembrie. Aceștia veneau din Turcia și încercau să traverseze Dunărea pentru a trece din Bulgaria în România. Doi migranți au murit înecați și 5 sunt azi dispăruți după un naufragiu petrecut pe 8 septembrie pe Dunăre, a anunțat marți poliția de frontieră de la Ruse, relatează agenția de știri Novinite. Trupurile celor doi migranți au fost găsite în Dunăre, în apropierea statului Arhar din nord-vestul Bulgariei, a precizat poliția. Migranții veneau din Turcia și au intenționat să traverseze Dunărea între Bulgaria și România pentru a evita Serbia, unde controlele la frontiere au fost întărite în această vară. Autoritățile sunt acum în căutarea a doi băieți, două fete și un bărbat care ar fi încercat să traverseze Dunărea spre România și se presupune că și-au pierdut viața. Patru cetățeni străini au fost reținuți după ce au fost reperați pe insula Dobrina, aflată în apropierea malului bulgăresc, a declarat șeful departamentului local de poliție frontieră, potrivit agenției de știri Mediafax.